Și m-am întors cu partea a doua din seturile Lego Ninjago din vara anului 2020. Acesta este robotul de foc și piatră al lui Kai și Cole. După cum puteți vedea, arată destul de ok, adică cred că va costa cât a costat și robotul de titan al lui Lloyd. Are 5 minifigurine, Nia, Kai, Cole și încă 2 inamici. Sabia aceea care tot mă întreb ce face. Îmi duce un pic aminte de seturile Lego Bionicle și Lego Hero Factory. De asta mă face să-l iau și pe acesta dacă voi avea posibilitatea. Mă mai gândesc. A apărut în sfârșit și o poză pentru Spingitul Bird Kai. Nu pare prea diferit față de celelalte. Și vreau să spun că acesta va conține o pălărie roșie pentru Kai. Și va avea aceeași funcție ca celelalte două și același număr de piese. Sunt convins. Au apărut imagini și pentru seturile pe care le-am văzut în partea întâi, doar că imaginile pentru cutii, pentru că atunci am văzut imaginea seturilor și am observat o chestie. Voi ați văzut că scrie aici Hero Wu și nu scrie Master Wu, cum scria înainte, și pe goblinul ăla sau elf sau ce-o fi îl cheamă Black. Am mai apărut o poză și pentru cutia jetului lui Kai din sezonul acela T cu tehnosăbile. Și o poză a acestei portărețe, doar că puțin mai clară. Și a mai apărut poza unui set, dragonul locuvătorului din sezonul 13, care arată wow. Din nou mi-aduce aminte de schelet. De foarte mult schelet, pentru că e un dragon schelet din câte se vede. Iar aripile sunt făcute din același material ca ale dragonului lui Wu în sezonul ăsta, adică cele de la Dragon Jitsu. Iar construcția secundară este ok, arată ca podul de lavă. Iar personajele sunt Nia, Kai, Jay, Klaus, că acesta s-ar putea să fie rocovătorul principal, și doi scheleți negri, care arată înfricoșător. Și încă un set de al meu preferat pe care l-am lăsat la urmă, creatura lui Zane din piatră și gheață, din câte observ eu. Iar acest set îl conține pe Cole, Zane și doi inamici. Și construcția secundară este ok, mă bucur că este mai mică, iar creatura este mai mare, pentru că chiar vreau să văd ce funcție ascunsă are sau dacă are, și cred că este din piatră și gheață pentru că îl conține și pe Cole. Și tot mă întreb ce face sabia aia.